Inspirați și motivați de bebelușa lor, au identificat o nevoie și au creat scutecul prietenos cu mediul și cu cei mici. Produsul lor nu are competitori în România. Bună seara, leilor! Suntem Ana și Mihai Voicu, fondatorii Zuluf. Zuluf este prima marcă de scutece sustenabile românească. Am venit aici pentru o investiție de 100.000 de euro, pentru care oferim 20% din afaceri. Copiii sunt centrul universului nostru. Îi iubim și avem grijă de ei, le cumpărăm mereu tot ce putem noi mai bun. Jucării frumoase, mâncare bună, haine din materiale naturale. Și totuși, fără să ne dăm seama, îi ținem timp de 2 ani cu fundulețul în plastic, în scutece de unică folosință. Mai mult decât atât, în acești 2 ani de scuteceală, un copilaș produce peste 100 de kilograme de deșeuri plastice, non-biodegradabile, echivalentul la 11.000 de sticle de plastic, care vor ajunge în gropile de gunoi și vor rămâne acolo măcar vreo 500 de ani de acum înainte. Cu alte cuvinte, dacă Mihai Viteazul ar fi folosit scutece de unică folosință când era bebeluș, bucăți din ele încă ar mai fi pe aici. Aveți niște săculeți de mostră lângă dumneavoastră, aș vrea să puneți mâna pe produs să simțiți cât este de moale și de fin. Este învelit în fibre de bambus naturale, hipoalergenice, produsul nu conține loțiuni, nu conține parfum și nu miroase, înainte să fie folosit, evident. Toate aceste lucruri minimizează riscul de iritații. Nu o spunem doar noi, ci o spune Institutul Dermatest din Germania, care ne-a acordat calificativul excelent pentru piele sensibilă și atopică. Nu întâmplător ne-am apucat să facem scutece. Timp de 6 ani de zile am lucrat în vânzări și marketing pentru cea mai mare marcă de scutece din lume, timp în care am împins pe piață mii de paleți de scutece clasice din plastic, până când mi-am dat seama că sunt parte din problemă. Așa că a trebuit să caut o altă cale. 4 ani mai târziu suntem distribuiți atât în online, cât și în peste 150 de magazine fizice, în cele mai mari lanțuri de farmacii, drogherii și magazine de bebeluși din România. Anul trecut am încheiat cu o cifră de afaceri de 270.000 de euro, iar anul acesta o dublăm. Misiunea noastră este să luăm de pe umerii părinților grija iritaților și să lăsăm natura să respire un pic mai ușurată. Scutecul nostru este 75% biodegradabil și compostabil. Așa că, dacă vă place, ne-am bucurat tare mult să veniți cu alături de noi în această călătorie. Vă mulțumesc! Bine ați venit, Ana și Mihai! Da! Spuneți un pic despre voi. Cine sunteți voi? De unde veniți? Suntem căsătoriți de... 3 ani. Suntem căsătoriți de 3 ani. Avem o fetiță de 6 luni. Nu, stai, are 7 acum. Nu știu dacă o să știe lumea. Avem o fetiță de 7 luni, o cheamă Lila. Am început acum 5 ani, ne-am investit toate economiile în acest business. Primul an a fost extraordinar de greu, după care a venit pandemia și am dat seama că de fapt primul an a fost ușor și că suntem într-o nouă paradigmă și trebuie să ne adaptăm la ea. Aș zice că primii 3 ani au fost foarte greu, dar am reușit să trecem peste ei și acum suntem profitabili, business-ul crește, e doar o istorie acum. Folosiți voi scutecele pentru fetița voastră? Din prima zi. Bineînțeles. Așa? Și aveți experiență bună cu ea? Excelentă. Există așa produse și altundeva în România sau în străinătate? Există într-adevăr competitori care au proprietăți cu 75% biodegradabilitate, dar nu în România. Ok, bun. Mulțumesc, dragi colegi. Crezi că un bun corporatist poate deveni antreprenor? Eu n-am fost niciodată un bun corporatist. Oh. Eu am fost un bun învățăcel. Întotdeauna am stat și am învățat, dar în sufletul meu mereu am fost antreprenor. Toată viața mi-am dorit să fiu antreprenor, dar mi-a fost frică. Și atunci când ai 20 de ani și ți-e frică și n-ai bani, te duci la corporație. Dar încet, încet am prins curaj, am strâns și banii de început. Și Mihai e tot așa curajos ca tine sau... Aș zice că dintre noi doi ea e cu siguranță cea mai curajoasă și antreprenorul pur sânge. Ea e motorul afacerii. Experiența mea e similară, adică și eu am lucrat tot în FMCG, în zona de finanțe și acum am o poziție de management într-o altă corporație. Astăzi, din cei 270.000 de euro pe care ai făcut în 2022, v-au rămas și vouă niște bănuți? Adică trăiți din asta? Eu da. Afacerea este profitabilă. În 2022 am avut un profit de 10.000 de euro. Un profit de 10.000 de euro care este rămas final după ce compania mi-a plătit mie salariul. Ok. Ce salariu s-a plătit? Anul trecut, în jur de 10.000 de lei pe lună.
Ok. Da, cred că avem un echilibru bun. 50-50%? Sau... 60-40. Ia 60. Da. Foarte bine. Ok. Mircea? Ana și Mihai. Am atins și eu prima dată în viața mea un scutec. Sper să nu fie și ultima. Știți ce mi-a plăcut la prezentarea voastră? Totul. Mulțumim. Uite că le-a plăcut leilor. Încă nu sunteți cu totul amândoi 100% acolo și cu toate astea ați făcut vânzări de 270.000 de euro. Într-adevăr, rămâne de văzut partea de profitabilitate. Cert este că se cumpără ce faceți voi. E imens din punctul meu de vedere. Ce contează cel mai mult la industria de scuteci? Comunicarea și cum ajungem la mame și la părinți. Reclama. De acord. Packaging-ul. Mhm. Astea două lucruri. Ți se pare că la astea două lucruri stai bine? Nu, absolut. Nu. Aici avem oportunități. De asta suntem aici, pentru că avem nevoie de mentorat și avem nevoie de cineva care să ne ajute să identificăm aceste puncte slabe și să trecem la următorul nivel. Mentorat, ai zis foarte bine. Și aș îndrăzni să zic că avem nevoie de mai mare de mentorat decât de bani. Partea asta de competiție, de ce credeți că este o nișă neacoperită de către acești mari producători la care, pentru care voi ați lucrat? Există mult mai mulți competitori, iar nișa aceasta de scutece premium este în creștere. Ce interesant este că niciunul dintre mari producători de scutece nu joacă în ea. De ce oare? Pentru că astăzi volumele încă sunt mici. Piața de scutece din vestul Europei este de 9 miliarde de euro, piața de scutece bio este încă de 250 de milioane. Deci este o nișă la început. Ce se va întâmpla cu siguranță în următorii 5-6 ani este ce se întâmplă acum în Statele Unite, și anume că cu siguranță aceste branduri o să zică ok, a ajuns momentul să fie o piață suficient de mare, vrem și noi în ea. Moment în care o să fie extraordinar de bun, un moment extraordinar de bun pentru noi, pentru un exit. Cine vrea să tragă concluzie dintre colegi? Dragoș. Mai stau puțin. Ta-dam! La poker, cel mai important este să fii ultimul, pentru că știi ce vor fi zis toți ceilalți. Și noi jucăm un pic de poker aici în junglă, dar am să încep eu primul. După sumele pe care le-ați cerut, mi-e clar că voi vreți să faceți ceva. Nu vreți să faceți sute de milioane, miliarde, nu vreți să răsturnați piața, nu vreți să faceți the next big thing, ceea ce este foarte, foarte ok. Cum ai spus și tu, există o bună șansă să vă cumpere competitorul. Sau până atunci, oricum, dacă devii un brand established, lumea o să vă iubească, o să vorbească mămicile despre voi, e un fenomen, eu nu-l cunosc decât așa tangențial de prin prieteni. Iarăși este foarte important că voi aveți experiența voastră. Nu ați văzut undeva și am vrut noi să facem. Adică ați lucrat exact în companiile respective. Acum sunteți și voi părinți, le folosiți. Business-wise, bifați tot ce este bun. Am să vă fac o ofertă, pentru că îmi place foarte tare și business-ul vostru și de voi. Și vă ofer 100.000 de euro cât ați cerut pentru 25% din compania voastră. Mulțumim! Și cine e următorul voluntar care vrea să facă o propunere? Pot eu. Da. Evaluarea voastră este relativ corectă. Ați pus corect proiectul vostru pe masă în fața mea. Și acest concept cumva nou pentru mine, respectiv atace o nișă a unui gigant cu scopul de a face un exit către el, este și ăsta un concept care ar putea să stea în picioare. Dar nu este exact modelul în care eu aș vrea să vin ca partener. Îmi plac proiectele care au tracțiune să viseze. Să viseze să devină numărul 1, măcar pentru comunitatea în care activează. Și din acest motiv al modelului de business și de exit, eu am să mă retrag. Mulțumesc! Modelul vostru de business e unul corect pentru că ați învățat această piață și o cunoașteți îndeaproape. Însă nu este genul meu de investiție pentru că nu pot să fac un business care în 4 ani trebuie vândut. Eu iubesc producția, nu iubesc serviciile și pentru mine mi se pare că n-aș avea rolul potrivit alături de voi. Vă doresc succes, însă mă retrag de la propunerea voastră. În scurt timp, eu cred că toți acești mari jucători o să umple piața cu tipul ăsta de scutece. Îi urez succes lui Mircea, așa cum a avut cu Smart Bill-ul. Eu mă retrag și
Acum poate Varga vă face ofertă. Dacă tehnica asta de bambus este așa un factor diferențiator așa mare în care să puteți câștiga piața asta non-plastică, am îndoiel. Cu toate acestea, eu vă fac o ofertă tot de 25% pentru 100.000 de euro. Vreau să văd dacă într-adevăr sunteți profesioniști și știți cu aceeași ofertă făcută de Mircea să știți pe cine să alegeți. Da? Și îmi dau seama după aceea, după ce vă spuneți verdictul. Vreau să mai dau și eu ceva. Pentru că am fost primul și Varga a stat la pând acolo în tufe. Cred că ar fi o face o echipă mai bună voi cu mine decât cu Varga, pentru care am toată considerația. Pentru că mi se pare că eu cred mai tare în voi, adică nu am îndoiele absolut deloc. Și cred că avem un spirit mai asemănător și plus am experiență pe zona de marketing și chiar și pe exit, poate chiar dacă nu la fel de mult ca acelui leu. Și cu asta am încheiat și sper să facem o afacere minunată împreună. Și dacă deja ați vorbit așa, vreau să spun că eu vă promit că facem și scutece pentru bătrân și avem o nișă importantă acolo este. Aveți acum două propuneri, de la Mircea și de la mine, cu 25% din firma voastră, cu 100.000 de euro. Aveți timp să vă, dacă vreți să vă gândiți, să vă consultați. Da, putem, am putea să ne luăm două minute? Sigur, da. Sigur. Mulțumim. Lei Alfa, care stau aici în junglă de ani de zile. Uite de la el cum râde, dar mi-e drag de mor. Nu negociem, Nu cred, nu cred. Negociem. Păi, să avem valuation fair, adică okay. E ok. Da? Bine? Zici tu? Da. Ce rapid sunteți! Vă mulțumim foarte mult pentru oferte amândurora. Suntem onorați că le-am primit. Dar o să mergem cu Mircea. Yes! Mulțumim mult, Mircea! O alegere foarte smart! Felicitări! Hai, puteți să îmbătorim! Vezi, mai trebuie să crezi cu adevărat în oameni! Mulțumim, Mircea! Felicitări, dragilor! Felicitări și mult succes! Bravo, mă bucur pentru voi, bravo! Mulțumim tare și mie! Cred în antreprenori și vreau pe ei să-i las să-și crească afacerile. Eu doar să-i ajut acolo unde au ei nevoie, nu unde consider eu că sunt mai deștept decât ei și să intru să le dictez.